v-am regăsit. Ne revedem astăzi cu empties. Am aici pungoiul ăsta. Nu sunt foarte multe, dar am spus nici să nu le mai las să se strângă foarte mult și să scap și de recipiente. Nu știu cum este la voi, dar la Constanța este foarte cald, deși nourat astăzi, dar este caniculă și mă bucur foarte, foarte mult că am reușit să-mi scot la înaintare rochițele, pentru că am achiziționat ceva rochițe în ultima perioadă. Am spus că e mai ușor, o trântești pe tine și ai ieșit din casă, decât să te complici, îmi aleg pantalonii sau fusta, dar să văd ce iau sus. Așa că rochia ai trântit-o pe tine și ai plecat. By the way, asta este o rochiță și am luat-o de la House. Sunt reducere acum la House, asta în eventualitatea în care aveți de gând să mă întrebați de unde este rochița. Să trecem la empties. Le iau aici în brațe, ca de obicei, și să vă arăt ce e înăuntru. Sau mai bine, nici nu știu cum să fac, să o las pe birou și să iau de acolo. Hai să o las aici, așa, și să le iau pe rând, decât să o țin în brațe și să se vadă urât. Hai să vedem. Bineînțeles că avem din nou, dacă nu cade, avem din nou o grămadă de geluri de duș, pentru că eu abia aștept să termin și acum de filmat să mă duc să mă trântesc în cadă. Nu mai au nevoie de nicio prezentare, o să spuneți că sunt obsedată, că nu mai există geluri de duș pe piață, ce se întâmplă, fată, cu tine, de cumperi doar balea. Nu știu ce se întâmplă, dar de câte ori mă duc în oraș, băi, hai să cumpăr și altceva totuși. Și tot în diem intru, tot balea iau. Încă unul cu migdale și ăsta cu vanilie și cocos, nu vă mai zic nimic de ele, știți. Ah, stați așa că avem și un gel de duș, un alt fel de gel de duș, ăsta de la Palmolive, cu ciocolată, este body butter wash, adică este ca un unt de duș, traducerea motamo. Băi, este extraordinar gelul ăsta de duș, extraordinar mirobolant, deci tot superlativul absolut de pe pământ este în gelul ăsta de duș, miroase, deci vine să-l mănânci, deci eu nu știu cum m-am abținut să-l gust, l-am mai avut de câteva ori până acum, dar acum soțul l-a recumpărat, băi, este ceva ce budincă, este chiar budincă, îți vine să îl mănânci. Persistă și mirosul după duș, a ciocolată, gurmand, foarte hidratant. Într-adevăr, ăsta este un gel de duș hidratant, îmi place foarte, foarte mult și mai este varianta cu iaurt, parcă, care este la fel de faină. Să-l încercați. Ce mai avem? Tot pentru duș, mai avem un shower oil cu iasomie de la Sabon. Ăsta este din calendarul advent pe care l-am deschis noi împreună pe Instagram. Când puteam să-l deschidem? În decembrie. Stați așa să mut un pic camera mai așa. Gata. Deci în decembrie l-am descoperit în calendarul advent. Miroase atât de bine și toate uleiurile de duș de la Sabon sunt altceva. Este o adevărată experiență folosirea lor. Hidratante, puteți să le folosiți în momentul în care vă epilați, în duș. Miroase foarte bine, parcă te speli în parfum, cam asta este ideea. Îmi plac foarte, foarte mult produsele Sabon, sunt o reală încântare. Un soi de spa la tine acasă. Încă un Head & Shoulders, de data asta Citrus Fresh, dar să știți că am descoperit, uite, nu l-am la mine acum, dar am un șampon de la Sabon, care este o revelație pentru mine, este super, super bun și pentru părul gras. Și zici că este coafat când s-a uscat. Chiar sunt impresionată, tot așa variantă mică am de genul acesta, însă am de gând să cumpăr și varianta full size pentru că m-a impresionat, chiar m-a impresionat. O mască din asta șervețel de la Biocart, am primit de la ei un colet cu mai multe măști, by the way, nu știu ce tot am cu by the way, nu știu ce se întâmplă cu by the way-ul ăsta care mi-a intrat mie ca reflex în vocabular, dar am primit un colet de la ei cu măști șervețel și cu niște spray-uri pentru față și am și un giveaway pe Instagram, vă las link în descriere dacă aveți plăcerea, dacă doriți să încercați produsele acestea, puteți să vă înscrieți că încă este activ când postez eu acest videoclip. Asta este mască pentru fermitate cu colagen, acid hialuronic pentru ten matur. Nu poți să vezi efectele unei măști sau unui produs după prima utilizare sub absolut nicio formă. Dar ca experiență a folosirii, mi-a plăcut produsul, mi-a lăsat tenul destul de ok, de luminos. Un
deodorant de la Dove, ăsta este cu matcha, green tea și sakura blossom. Miroase foarte fresh și foarte proaspăt, uite așa arată. Deci este foarte fresh, foarte proaspăt, te protejează împotriva transpirației. Eu am încercat foarte multe deodorante, știți că vă tot spun, dar întotdeauna, absolut întotdeauna mă întorc la Dove pentru că mie merge cel mai bine cu ele. Acum am varianta asta cu castravete și mai am... Am de mult la ceva pe aici, evident. Și mai am varianta cu cacao, parcă, dacă nu mă înșel. Mai avem aici un spray parfumat pentru corp de la Avon cu gardenie. Da? Cu gardenie este acesta. Și miroase atât de fresh, de proaspăt, de frumos. După duș, când este canicula asta și ieși din baie, ăsta este încă un refresh. Foarte revigorante. Cred că de prin liceu folosesc aceste spray-uri parfumate și nu mă dezic de ele pentru că îmi plac foarte mult. Nu știu câte. Cred că am terminat 10. Să nu zic sute, dar 10 sigur am terminat în toți anii ăștia. Încă un patch pentru ochi pe care vi l-am mai arătat, cred că și în empty-ul trecut, este pentru zona de sub ochi, pentru cearcăne, de la Sole. Pe mine m-a ajutat în ceea ce înseamnă umflăturile de sub ochi, chiar m-a ajutat cu treaba asta și dacă vreau așa puțină relaxare, revigorare, pac, pun un patch din ăsta pentru ochi și chiar mă ajută, mai ales în nopțile în care nu dorm și sunt multe astfel de nopți. După cum bine puteți observa, am terminat încă un deodorant din ăsta pentru țesături de la Sabon pentru că îmi place foarte, foarte mult. Ăsta este, le găsiți în Sabon, recipientul este din sticlă și am de gând să-l reutilizez, așa cum reutilizez și recipientele de la spray-urile astea parfumate pentru corp de la Avon sau Avon, cum vreți voi să-i spuneți. Le pun spirit sau pun alcool izopropilic pe care eu îl folosesc la curățenie, la șters plita, la grăsimi. Alcoolul izopropilic este, uite, vă dau un pont. Dacă sunteți obsedați sau obsedate de curățenie, așa cum sunt eu, pe mine mă ajută foarte mult alcoolul izopropilic în tot ceea ce înseamnă curățenia bucătăriei în special, pentru că curăță extraordinar de bine, mai bine decât orice alt produs. Și uite, în recipiente de genul ăsta am pun spirit sau alcool izopropilic. Deci pe astea două nu le aruncăm, le refolosim. Hai că am luat și de la soț ce a terminat el și îmi place și mie foarte mult, ba chiar deseori mă mai dădeam și eu cu el. Nu știu dacă faceți și voi treaba asta, dar în momentul în care îmi place foarte mult un parfum sau un spray bărbătesc, îl folosesc și eu. Este Pure Game Intense and Bold de la Adidas. Miroase super, super bine spray-ul acesta. Hai că nu mai avem multe. Chiar nu mai avem multe și m-am mișcat destul de repede. Încă un Head & Shoulders Nourishing Care de data asta. Adică ăsta este hidratant și este cu... Stați așa să vedem cu ce este. Nu văd cu ce este. Cu lavandă, cu liliac, cu ceva, cu niște flori. Acum am luat varianta Head & Shoulders Supreme cu cocos și îmi place foarte, foarte mult cum se așează părul și cum miroase. Miroase chiar a cocos, știți că mie îmi place foarte mult mirosul de cocos, iar varianta asta de Head & Shoulders Supreme îmi place mai mult decât asta. Chiar o să dau o șansă tuturor variantelor din gamă. Am înțeles că mai este și cu ulei de jojoba sau ceva de genul ăsta și o să le încerc. Cred că mai sunt două variante din gama Supreme. Dar ăsta pe care l-am încercat pentru prima dată, pe cel cu cocos, impresionant. Încă un deodorant de la Dove, ăsta cu pară, ăsta este preferatul meu din toată gama. Este cel pe care îl cumpăr, îl recumpăr de fapt cel mai des. Consum atât de multe produse de baie și de deodorante în ultimul timp pentru că eu în sezonul cald, eu și așa sunt obsedată de băi dușuri, dar în sezonul cald aș face treaba asta de 5 ori pe zi. Nu mă suport transpirată, nu mă suport murdară, nu-mi suport părul lipit de cap. Acum în sezonul cald, când este canicula asta, eu mă spăl pe păr chiar de în fiecare zi. Nu știu, o să-mi spuneți că poate nu este ok pentru păr. Eu prefer să mă spăl în fiecare zi decât să am părul murdar. Adică nu suport să mă dau cu șampon uscat când pot să mă duc să mă spăl pe păr. Adică, pe bune. Nici nu mă coafez, să zic că cine știe ce fac, îl lasă să se usuce natural. Dar prefer de 500.000 de ori să mă spăl pe păr decât să folosesc șampon uscat.
bun, dacă există vreo urgență, trebuie să plec urgent din casă și am părul lipit de cap, ceea ce nu se prea întâmplă, da, atunci folosesc ca măsură de ultimă instanță, folosesc șamponul uscat, dar prefer oricând cu ochii închiși să-mi spăl părul decât să folosesc șampon uscat, repet, pentru că mie șamponul uscat în mare parte îmi provoacă mâncărimi. Și vă sfătuiesc și pe voi, mai degrabă, decât în ultimă instanță folosiți șampon uscat. Nu știu, eu așa procedez. Nu e rău să folosesc șampon uscat, nu spun chestia asta, doar că eu prefer varianta mai bine mă spăl pe păr și aia e safe. Am aici un săpun lichid de la Lidl, ăsta este cu varianta cu lavandă și rozmarin. Ei au tot felul de ediții din astea săptămânale în care găsiți săpun din acesta lichid și este foarte mâncabil, are un miros foarte gurmand și persistă mirosul după ce te-ai spălat pe mâini, face spumă, tot ce trebuie. Produsele de la Lidl în general sunt destul de bune astea pentru corp. Chiar sunt faine. Și mai am aici două produse de skincare în variantă mini. Ăsta este din Gerovital Luxury Youth Activator Night Cream și Uriaj Global Skincare. Ăsta așa. Bun, hai să luăm pe ăsta. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Nu am mai folosit din gama Gerovital Luxury nimic până acum, însă asta era o cremă de noapte. Youth Activator, adică îți activează tinerețea oarecum. Nu vă închipuiți că vă veți trezi dimineața cu o altă față și că ridurile ca prin minune au dispărut de pe fața voastră și aveți o față de bebeluș și ați întinerit 10 ani. Nu. Dar produsul ăsta minim m-a convins să cumpăr varianta mare. Cam asta este ideea cu produsele în variantă mini. Le încerci, vezi dacă îți merge bine cu ele și apoi investești în produsul în varianta full size. Pentru mine asta este menirea produselor travel size. Mi-a plăcut pentru că netezește foarte bine tenul, nu lasă absolut deloc peliculă grasă, se face una cu tenul tău și într-adevăr eu am remarcat faptul că pielea a fost mai întinsă, cam asta este ideea. Aveam dimineață când mă trezeam, aveam aspectul ăla de ten odihnit. Deci asta m-a convins pe mine să cumpăr acest produs. Ăsta de la Uriaj, Aiseac, ceva de genul ăsta, el spune că limitează punctele negre și netezește textura pielii. Eu l-am folosit ca bază de machiaj, mi-a ajuns treaba asta, ia, să vedem, se vede? Uite așa, mi-a ajuns pentru vreo 3-4 utilizări și nu pot să spun că m-a ajutat cu excesul de sebum, puncte negre am în continuare, deci nu mi-am făcut o părere. Poate dacă aș fi avut produs într-o variantă mai mare, mi-aș fi făcut o părere pe termen lung, dar mi-a plăcut că nu lăsa peliculă grasă și ca bază de machiaj se așeza frumos tot machiajul, toate produsele ulterioare de machiaj. Dar o părere nu mi-am făcut despre el. Știu că produsele de la Uriaj sunt destul de bune. Gol! Nu știu dacă vedeți acolo, dar este gol. Am terminat și cu empties pe luna iunie. Mai am o mare rugăminte la voi. Vreau să-mi spuneți ce tipuri de videoclipuri ați vrea să vedeți pe acest canal, astfel încât să diversificăm conținutul și să nu vă plictisesc. Activez aici pe YouTube de prin ianuarie, deci în luna iulie acum, se fac 7 luni. De când sunt aici, ne-am strâns ceva oameni și sunt recunoscătoare pentru că sunteți aici, pentru că interacționați cu mine, îmi lăsați comentarii, discutăm. Chiar vreau să se creeze așa conexiuni între noi și să stăm de vorbă ca între prieteni. Eu nu sunt aici ca să vă vând nimic, nu sunt aici să vă bag absolutamente nimic pe gât, ci sunt aici să împărtășesc cu voi din plăcerile mele și sper să fie și reciproca valabilă, așa încât aștept întotdeauna recomandări și păreri și de la voi. Vă rog să-mi lăsați în comentarii ce ați vrea să mai vedeți pe acest canal, ce ați vrea să mai discutăm, ce subiecte să mai abordăm. Vă invit din nou și pe Instagram, acolo unde sunt activă zilnic. Vă mulțumesc din nou că sunteți aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați, asta dacă nu ați făcut-o deja. Iar până data viitoare, vă urez toate cele bune. Vă pup!